A început gala tot cu subiectul de ieri, cu lista de cumpărături și au fost arătate materiale cu toată casa care a discutat ieri după live subiectul listei. Într-unul din materiale, Cristina spunea că îi se pare că exagerează foarte mult Delia și că tot ce îi se spune Deliei interpretează. Spunea Cristina că ea vorbește cu Delia, cum vorbește cu toată lumea și că nu are nimic cu ea personal. Într-unul din materiale, doamna Iuliana spunea că este scârbă de lumea, lumea asta mironosiță. Maria a fost arătată la un moment dat coborând scările, fetele discutau subiectul listei în living și Maria i-a spus Adrianei că dacă nu a stat la lista de cumpărături, acum de ce comentează? Doamna Simona a întrebat-o pe Maria de ce a sărit la Adriana și Maria a spus că nu a sărit, frustrarea ei era că nu a stat la lista Adriana atunci când se face lista, fetele nu, nu vin, nu se pot aduna toate, apoi se pare că au lucruri de spus. Doamna Simona spunea că, de fapt, sunt niște grupulețe cu antipatii și fructele de mare sunt doar niște pretexte. Pe de o parte este Delia, pe de cealaltă parte spunea doamna Simona că este Maria, Cristina. Și Ștefan a avut și el ceva de spus. Zicea că Delia se puțin se victimizează, dramatizează, a spus el, este cuvântul mai potrivit dramatizare, pentru că în emisiune, după părerea lui, drama este apreciată și Delia face acest lucru.